Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor. Mai sunt doar 4 luni până la momentul crucial al transferului de putere din luna mai, atunci când Marcel Ciolacu ar trebui să preia funcția de premier, iar tensiunile de la vârful coaliției de guvernare au atins deja punctul de fierbere. În ultimele zile s-a ajuns la faza în care lideri județeni ai Partidului Social Democrat, și menționez aici pe liderii PSD Gorj și PSD Giurgiu, îi cer premierului Nicolae Ciucă să-i dea afară din guvern pe 3 miniștri liberali. E vorba despre ministrul de interne Lucian Bode, ministrul energiei Virgil Popescu și ministrul justiției Cătălin Predoi, o solicitare expresă care vine de la acești lideri ai PSD din teritoriu, care îi spun pur și simplu premierului Nicolae Ciucă ce mai caută acești oameni în guvernul pe care îl conduce. Asta în timp ce Marcel Ciolacu, liderul Partidului Social Democrat, se pregătește intens pentru momentul în care va prelua funcția de premier. Liderii de la vârful PSD cu care am discutat ne-au prezentat chiar o schiță a programului de guvernare pe care îl pregătește PSD în această perioadă, programul cu care va veni premierul Marcel Ciolacu în momentul în care va prelua puterea de la generalul Nicolae Ciucă. E bine, în acest program de guvernare, croit parcă după principiul să luăm de la bogați și să dăm la săraci, Marcel Ciolacu și-ar dori o taxă pe bogăție. Este celebra taxă pe lux pe care și-o dorește liderul PSD, despre care ne-a vorbit în repetate rânduri anul trecut, și impozitarea marilor averi, în paralel cu o taxă de solidaritate pe profitul făcut de marile companii din România. Dincolo de acest lucru, Marcel Ciolacu își dorește ca din poziția de premier să reducă taxele și impozitele pe salarii, pentru că, spune el, România este una dintre țările care au astăzi cea mai mare impozitare pe muncă, de 47%, cu anumite deduceri pentru familiile cu mai mulți copii, pentru achiziția de locuințe, pentru asigurările sociale private sau pentru școală și after school. Dincolo de asta, Marcel Ciolacu își mai dorește să majoreze impozitul pe dividende, un impozit care a crescut deja de la începutul anului de la 5 la 8%, Marcel Ciolacu spune că ar trebui să crească pentru că în Germania e de 26%, și evident să se renunțe la cota unică și să fie înlocuită cu un impozit progresiv, o altă dorință mai veche a socialdemocraților. Iată în mare schița programului de guvernare pe care îl pregătește Marcel Ciolacu, același Marcel Ciolacu care a dat deja startul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, pentru că l-am văzut cu toții, a spus că PSD ar trebui să mizeze în lupta pentru alegerile prezidențiale pe un intelectual, pe un om din afara partidului, nu pe un membru de partid, ci pe un intelectual pe care să-l susțină în cursa pentru Palatul Cotroceni, și a dat deja numele lui Ion Cristoiu. Da, îi mulțumesc colegului meu Marius Gârlașiu. Un intelectual din afara partidului, despre cine e vorba, domnule Oprea? Sigur, m-am uitat la ce a spus, a prezentat colegul dumneavoastră, și s-ar putea să vă dezamăgesc, dar să știți că nu tot ce a prezentat se discută în acest moment în interiorul Partidului Social Democrat. Nici de cum nu se vorbește despre majorări de taxe și impozite, și nu va fi un program al Partidului Social Democrat, ci va fi un program al coaliției de guvernare. Ne-axăm pe prezidențiabil, că asta știu. Deocamdată e gargară, știm cu toții, taxă pe bogăție, e retorica clasică a PSD-ului, nu s-a făcut nimic concret, anul trecut tot așa s-a mai mărit taxele pe aici, pe acolo, că s-a întâmplat. Dar haideți să vedem cu prezidențiabil. Nu e retorică. Prezidențiabilul, domnul Oprea, dacă nu trec la... Există acea impozitare a celor care au făcut profituri mari în energie. Am văzut OMV-ul, i-a explicat domnului ministru că n-a știut să calculeze, că ați uitat să puneți fix benzinările, adică de parcă România, un fel de Arabia Saudită, extrage petrol la colț de stradă. N-am uitat să punem nimic, este fix ce este regulamentul european. Acela se aplică, e copiat unul la unul. Perfect. Prezidențiabil, un intelectual din afara partidului, despre cine e vorba? Este o declarație care subliniază încă o dată, a președintelui Marcel Ciolacu, care subliniază încă o dată schimbarea de paradigmă în interiorul Partidului Social Democrat. Am spus și a spus președintele Marcel Ciolacu foarte clar și ceilalți lideri ai partidului că va fi o schimbare de abordare, că nu neapărat președintele partidului trebuie să fie și candidat. Și lucrul acesta este subliniat încă o dată în această declarație. Să vă întreb altfel. De ce un intelectual în afara partidului? Adică n-aveți intelectuale în interiorul partidului? Tocmai această declarație vine să sublinieze ce spuneam mai devreme, că este o competiție deschisă
că această cutumă pe care o aveam și cu care ați văzut, nu am reușit să mai câștigăm alegerile ultima întrebare pe tema asta. Dați-mi trei nume de intelectuali din interiorul PSD. Nu am avut astfel de discuții din interiorul Partidului. Nu, prezidențiabil, domne, intelectual. Oh, sunt foarte mulți dintre colegii din Partidul Social Democrat. Dați-mi trei, vă rog frumos. Trei nume. Sunt, uitați, vă spun dintre senatori care sunt rector de universități. Este profesorul Lazan Firei, care este rector la Târgu Mureș. Este rectorul de la Universitatea din Pitești. Sunt foarte mulți colegi care sunt în această zonă. Am spus trei nume. Mi-a zis Lazan Firea. Ceilalți doi. Nici nu știți cum îi cheamă. Sau cum? Cum? Cine, Ovidiu Puiu, colegul meu care este rector la Ovidiu Puiu, al doilea. Directorii de universități și care sunt senatori. Al treilea intelectual din PSD. Și domnul Dâncu este senator. Și domnul Dâncu. Deci Dâncu și cei doi rectori. Trei intelectuali. Dar să știți că mai am listă între colegii senatori, sunt și alți intelectuali. Dacă din păcate nu prea sunt la butoane, dânsii, avem 48 de colegi senatori în grupul senatorial. Cred că cea mai mare parte dintre ei pot fi încadrați în această titulatură de intelectual. Trei intelectuali din PNL. Îmi puteți nominaliza, domnule Demetru? Da, sunt foarte mulți colegi intelectuali. Repede mă pot gândi la Siegfried Mureșan, de exemplu, care este și un politician de foarte mare viitor. Tănase Stamule, care este rectorul Fabizului, dacă tot mergem pe rectori care sunt în partid politic. Rareș Bogdan, sunt foarte mulți intelectuali. Deci Rareș Bogdan, Stamule și cine Siegfried Mureșan. Dar eu întotdeauna, dacă vreți o părere personală, întotdeauna m-am uitat la domnul Mircea Joană ca la un intelectual. Și care și nu este în interiorul PSD. Deci ar putea să fie, se califică pe criteriile domnului Ciolacu. Asta e tot ce am vrut să zic. Am înțeles. Doamna Monica Nicolae, cum vor arăta prezidențiabil, alegerile acestea prezidențiale, cu sau fără intelect? Adică cine sunt cei care joacă și încearcă să ne conducă din 2024 acum? Ca să citesc dintr-un clasic, vor arăta ca dracu aceste alegeri. Dacă ne uităm la nevoia de intelectuali în afara partidelor, asta e un semnal foarte prost pentru partide. Și sigur, noțiunea de intelectual este destul de aproximativă în viziunea partidelor politice. Eu sunt sigură că în ambele partide, dar mai ales în PSD, sunt oameni care pot fi etichetați drept intelectual, dar eu aș crede că un președinte... Dar vi se pare că vreunul, în afară de domnul Dâncu nominalizat, a fost vreodată la butoane în PSD sau în ultimii 10 ani? Nu, asta vroiam să spun, pentru că e nevoie să fie un om care a mai condus ceva în viața lui, nu doar a stat la catedră, pentru că totuși țara nu este o aulă universitară, are o diversitate de probleme. Dar dintre grei așa ați risca în PNL și în PSD, deci grei mă refer, grei care sunt la butoane, ați risca să nominalizați un intelectual printre ei? Nu, mi-e greu să nominalizez un intelectual, din păcate asta și la PNL mi-e la fel de greu. Asta dar spune ceva despre politica românească. Știți ce e trist? Este că ei încă nu guvernează cum trebuie, dar se gândesc la prezidențiale și mă gândesc că mai avem un an și jumătate până la alegerile prezidențiale, în care țara asta ar trebui guvernată și, dacă se poate, guvernată bine. Mai ales că, așa cum spuneau cei doi sau trei lideri ai PSD-ului care au cerut deja trei ministri de la liberal, niște oameni mor. Bine, eu spun, au politic, dar pe bune, niște oameni mor în țara asta din cauza incompetenței celor care au în atribuții foarte clar anumite responsabilități publice. Dar alții se gândesc acum la ruptură, cum ar fi domnul Dan Motreanu din conducerea Partidului Național Liberal. Este destul de dificil să avem o colaborare bună cu PSD în toate județele, chiar dacă am găsit un numitor comun pentru multe lucruri care ne despart, atâta timp cât președintele PSD Marcel Ciolacu îi încurajează pe unii dintre reprezentanții săi în teritoriu să îi atace pe miniștrii PNL și pe reprezentanții administrației locale PNL. Da, se rupe sau nu se rupe coaliția asta, domnule Vișan, și ce o să avem, de fapt, la prezidențiale? Înțeleg că PSD-ul
cel puțin astăzi în fotografia momentului, caută un intelectual în afara partidului, deși domnul Oprea ne-a spus că au niște intelectuali și în interiorul partidului. Nu, nu caută nimic. Domnul Ciolacu încearcă să găsească o formulă prin care să-și convingă partidul că și candidatul cu care va ieși se numește Mircea Gioană. Și atunci bate apa așa, domnul Paul Stănescu, știind și el de soluția Mircea Gioană, face pe polițistul rău și că e de partea partidului, cum domne, e săturat, ce temea noastră, etc. Dant pe care îl face cu propriul partid, pentru că vorbim doar despre Mircea Gioană, destinul intelectual este doar Mircea Gioană. Și în momentul ăsta decizia domnului Ciolacu este în mare măsură de a fi Mircea Gioană candidat. Dar nu știe cum să-și convingă partidul și atunci o dă jenant cu Cristoiu, cu povești. Deci eu vă spun astea din informații, nu vă spun așa că am auzit la colț de stradă. Poate să spună PSD-ul ce vrea. Da, și îmi amintesc cel puțin domnul Cristoiu, jurnalist celebru în această țară, a avut niște critici foarte puternice la adresa PSD-ului și tot timpul s-a detașat de... Nu, domnul Cristoiu niciodată nu va candida. Adică, nu, dar s-a detașat în primul rând de politica de stânga, adică dânsul fi mai de dreapta, așa, ar fi ciudat să fie. Nu, dar domnul Cristoiu nu face politică. Domnul Cristoiu nu va... niciodată politică. Domnul Cristoiu nu-și dorește să fie președintele României. Cristoiu egal... Să presupunem, să reducem la absurd că ar dori, dar nu cred că din stânga, adică ar fi așa ca nu cam perete. Domnul Cristoiu de dreapta vine și e candidatul stângii. Dar haideți să vedem... Să vedem și sondajul, și sondajul ultim, care cu siguranță a stimulat probabil și invocarea aceasta din partea domnului Mutreanu, apropo de faptul că PSD-știi nu se poate colabora cu ei, ce o însemna și treaba asta. Haideți să vedem, apare ceva interesant în ultimul sondaj realizat de curs pe un eșantion de 1067 de persoane de peste 18 ani cu o marjă de eroare de plus minus 3%, dacă reușim să vedem și pe ecran, da, perfect. PSD, ce e interesant, uitați-vă la locul 1 și locul 3. PSD plus AUR. PSD plus AUR în momentul de față fac 50%. PSD plus PNL se duc mult peste 50%, restul partidelor practic nemai contând în logica asta. Și merg așa la avocat aici, cetățeanul din Poiana lui Ocan, să zicem. Cum vedeți mai degrabă? O să fie de fapt miza în viitoarele alegeri fix, locul 1 cu locul 3, adică PSD plus AUR, care după această fotografie a momentului generează o majoritate, sau rămân pe logica asta mai puțin firească în politică, dreapta plus stânga la oaltă? Cu certitudine AUR-ul s-ar putea să aibă câștig de cauză, având în vedere faptul că de atâția ani de zile PSD-ul și PNL-ul s-au confruntat pentru pozițiile acestea la guvernare și n-au făcut mai nimic, adică nu s-a demonstrat absolut nimic. Ca atare, cred că AUR va veni din spate în forță și va prinde teren destul de mult, pentru că oamenii vor și altceva, vor o schimbare. Și apropo de intelectual la AUR, avem vreun intelectual? Că tot am discutat. Păi, George Simion nu este intelectual. A terminat o facultate, dar totuși nu știu dacă... Cred că e un pic cam mult. A scris și o carte. Cum? A scris și o carte? Dar, ce fost, carte? Nu știu ce carte. Știu că a fost ceva lansare la... Cum? E, dacă a zis domnul avocat că e intelectual, gata, a scris o carte, a terminat o facultate. Dacă astea sunt criteriile, atunci e intelectual jet be jet. Acum... Păi, dacă domnule, este intelectual... Acum, dacă l-ați invocat master pe Rareș Bogdan, că a fost colegul meu, nici el n-a făcut altceva mai mult decât să termine o facultate. Știu, adică dar eu cred că... Cam și cam aceeași cred facultate. Că, nu, adică. Cred că intelectual... Cred că doamna Nicolae a zis că intelectual are un spectru destul de larg și atunci poate că ar trebui să definim ce înseamnă intelectual. Și în opinia noastră, dar, de exemplu, să fie? Am să vă spun ce nu ar trebui să fie. De exemplu, un intelectual, din punctul meu de vedere, nu ar avea vreodată ce căuta în peluza unui stadion să-și dea tricourile jos și să urle
Steaua, hai Steaua, sau Dinamo, hai Dinamo, sau Rapid, hai Rapid. Debutul sau... domnului Simion. Nu, când eu era... nu m-am referit la nimic. Eu am spus doar că un intelectual este necompatibil cu peluza, cu tot ce înseamnă conceptul acesta de peluză, unde știm că de la violențe până la violențe, de la violențe de limbaj până la violențe fizice, cele mai rele lucruri pe un stadion în peluză se întâmplă. Eu nu vreau să jignesc oamenii care merg în peluză, sunt convins că sunt oameni respectabili. Dar cele mai grele și rele și neplăcute lucruri la un meci de fotbal, de la violențele de limbaj... Deci ca să sintetizăm, la... Simion nu poate fi intelectual n-am zis pentru eu asta, că a fost șef de peluză. Nu, eu n-am zis asta. Nu extrapolăm. Am înțeles. Dar să știți că și rare se duce apă la meciurile de fotbal, tot în peluză. Hai să punem intelectualii pe funcțiile adecvate. Da, se duce, îi place fotbal. Și mie îmi place fotbalul. Și eu am fost la meciuri de fotbal. Pe stadion am fost și eu. Vă rog, domnule Vișan, că avem acum... Ce cu povestea asta, președinte intelectual, te calificați de domnul Ciolacu a zis. Domnul Ciolacu bate ușor în retragere. Președintele trebuie să fie, ca să nu spun altcumva, trebuie să fie un bun politician, un bun român, un om cu experiență politică destul de mare și care să poată să creeze un echilibru între toate forțele politice din România. Cam astea sunt calitățile unui președinte în România, cel puțin. Da. Asta cu intelectualul, dacă mi-l aduce pe Patavievici în momentul ăsta, emigrez. Deci eu emigrez la acum. Da? Și credeți că domnul Ciolacu l-a duce pe Patavievici? Nu, dar poate l-a duce pe... Dar să știți că domnul Cărtărescu e mai în vogă. Adică... Și George Simion înțeleg că e intelectual și nu e din PSD. Deci poate l-a duce pe George Simion să candideze. Nu știu niciodată. Peru, un mare, mare, mare de tot scriitor, a încercat să candideze și nu a reușit. Deci, până la urmă, încă o dată, repet... Uitați, în România, domnul Iohannis, care a scris doar două cărți, a reușit. Depinde acum, de ce nu? Doamna Crețulescu. Este ușor incompatibil cu calitatea de intelectual. Pentru că intelectualii, în general... Asta deja e prea mult. Vă rog, doamna Nicolae Scur, că am o informație pentru pensionari. Da, vreau să vă spun că discuția nu are niciun sens pentru că poporului nu-i prea plac intelectualii. Președintelui Constantinescu, după definițiile pe care le vehiculăm, nimeni nu s-ar califica. Președintele Constantinescu era fost rector al Universității București. A ales un maritar, a ales un fost activist de partid, a ales un profesor de școală generală. Deci fără intelectuali în funcții publice, cred că asta e lozinca momentului. Pentru că domnul Constantinescu a avut o mare reușită. Asta nu discutăm, dar eu mă referam la ceea ce au ales. Iar când despre exemplu cu Mario Vargas Llosa, da, aveți dreptate, l-a bătut un cizmar în Peru. Bun, haideți să vedem ce pregătește guvernul pentru acei cetățeni, și aici ar fi trebuit să răspundă cineva din guvernul ăsta PSD, PNL, UDMR, care au dat 10% din pensia lor pentru că acest guvern n-a reușit să dea o lege constituțională atunci când a decis că cei care au pensii peste 4.000 de lei trebuie să plătească și contribuția la sănătate. E, acum, pentru că a venit Curtea Constituțională și a zis, este neconstituțional, s-au schimbat lucrurile, din februarie se recuperează o parte din bani, dar s-ar putea recupera toți banii de pe parcursul lui 2022, ne explică Gianina Vatkovici, bun găsit.